Ah, ai fost o soție de nota 10 când a venit de la muncă, dormeai și te-ai trezit înaintea mea. Cum pot să-ți mulțumesc? Să încetezi să mai mănânci fasole pe noapte. Wow! Tu ce vrei să spui că o să avem și mic dejun? Hai, pune-mă repede! Cristinuța! Wow! Și condimente! Dar copiii știu? Nu! Super! Hai să mâncăm! Dragule, până o să ne punem să mâncăm, vreau să-ți dau o veste bună. Nu se mai difuzează serialul tău turcesc? Ha! 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 Asta e așa de amuzant! Ha! Ha! Ești așa de glumeț? Sina, cine vine la noi? Doar mama mea! Nu! Și Ioana cu Radu! Nu, nu! Și triplete! Nu, nu! Sergiu, ele sunt mătușile mele! Cu ele nu vor fi probleme! Cristina, eu nu pot număra până la vârsta lor fără să mă obosesc, dar ele dorm încă în trei, pe un pat, când mama ta doarme pe trei paturi. E puraj. Ele vin pe... dar nici nu știu pe cât timp vin. Ursuleț, eu odată pe an am trei zile la rând libere și stau acasă chiar dacă sunteți voi, dar rudele tale, asta e limita. Și plus la asta se difuzează filmul meu preferat și eu trebuie să-l privesc neapărat. Păi și cu ce o să te încurce rudele mele? Cu ce? Și cine a pariat anul trecut că o să strice televizorul cu capul fix la acest film? Chiar interesant a fost! Ce ți-a plăcut? Păi și normal, a fost a treia oară când am încercat să privesc acel film până la urmă. Cum? L-a terminat de privit la spital. Da, dar oare de ce? Poate capul meu a fost prea bun ca să dă cineva cu televizorul în el. Sergiu, dar poate să vină rudele mele. Oricum deja sunt pe drum. Bine, pot să vină dacă deja sunt pe drum. Hai acum să luăm micul dejun. Sau a căzut un meteorit din cer, sau au venit rudele tale și văd că au și remorcă de data asta, pentru cai. Sigur, mama ta e în ea. Sergiu, tu doar știi că altfel mama nu poate călători. Ariana, câți bani îți trebuie? Mult. Naț, 100 îți ajunge. Ție, Alex? Dublu. Ei, dublu. Naț, știi, 100 îți ajunge. Dar mie, 500. Mama, dar eu vreau mai mult. Alex, nu trebuie să cheltuim chiar toți banii tatălui tău. Cristina, nu ai văzut portmoneul meu? Dragule, eu sunt sigură că e în buzunarul la geaca ta. Sper să fie acolo. Eu mă duc să mă îmbrac. Alex! Știi ce ai de făcut? Fugi! Repede! Ce e, Cristina? Areți copiilor cu ce te ocupi toată ziua? Nu înțeleg, unde dispar toți banii? Sergiu, tu nu știi deloc să te folosești de bani. Dă-mi mai bine mie, că eu știu unde le este locul. Ah,
Visează, visează. Eu așa măcar știu ce am. Dar ce am? Nimic. Sergiu, tu doar știi că eu m-am căsătorit cu tine nu pentru bani. Dar de ce m-am căsătorit? Nu înțeleg. Cred că la voi asta este o tradiție, să strici viața unui bărbat și să mergi mai departe. Salut, Sergiu! Salut, salut! Frumoasă e viața, așa-i? Frumoasă, frumoasă, doar în vise. Mai ales când îți vine soacra și te alungă de acasă. Și acum de la noi ce vrei? Cu ce scop ai venit? Păi înțelegi, așa s-a primit că eu n-am unde să dorm, nici ce să mănânc nu am. Aș putea să noptez la tine? Păi dorm la noi, desigur dorm! 10 lei! Noaptea? Minuta! Dragule, dar împărțim banii, așa-i? Salut, prieteni! Foarte gustos. Dar tu ce ai? Par... prăsadă! Dar e bun? Vei dormi aici, iată și o piernă, și păturica, să nu-ți fie frig. Mulțumesc! Între aceștia 10 lei nu intre all inclusive, 10 lei pătura. Sergiu, tu doar știi situația care este la noi. Florența e cu banii și eu nu am niciun ban. Așa că ieși scrie acolo și pe urmă Florența o să ai Kitty. Eugen, dar tu știi că acolo să fie și procente. Procent i-am eu, dragă. Da, poftim, Petra. Noapte bună, vise plăcute. Noapte bună. Super! Da! Ești gata? Da! Ciosu! Calmeaste, calmeaste! La mine capul tot oas! Stai aici, Eugen! Așteaptă aici! Am un șase țar ce o ții capul! Stai și nu înțelegi! Dacă ai simț, înseamnă că ești viu! Stai! Ia că aici scrie... Sergiu! Ce faci? Asta nu se fie! De ce nu le-ai spus deodată? Asta se munge pe care! Ține! Hai să ne așezăm! Ce o să întâmple cu mine că am băut asta? Stai să citesc ce simptome. Tu mă vezi pe mine? Da. Asta înseamnă că ești unul din 5%.